Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria noastră de pe San Andreas Multiplayer. Înainte de a începe clipul, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul trecut. Am strâns 70 de like-uri fără niciun dislike, așa că n-am decât să vă mulțumesc pe această cale. Haideți să strângem și la acest episod peste 30 de like-uri. Mă bucur foarte mult că episodul de ieri v-a plăcut, așa că filmăm din nou astăzi. Aveți din nou în descriere OG coduri pe care le puteți utiliza cu comanda slash Ogle code. Nu uitați de rent la casa 105, rentul 1 dolar nu vă ia nimic. Așa că să trecem la episod. Băi fraților, vreau să vă întreb dacă voi v-ați pus jantele de iarnă pe mașină, pentru că eu de ieri mi-am pus jantele de iarnă. Acestea sunt jantele mele de iarnă de pe pisicuță. Așa că am crezut că am primit... Ok, bun. Așa am pornit mașina, bun. Mi-am pus ieri jantele de iarnă pe pisicuță. Uitați ce frumos arată cu jantele din fabrică. Da, nu prea arată foarte bine, dar... de cât arată. Mi-am pus jantele de iarnă pentru că în curând vine 1 decembrie, așa că nu vreau să fiu prins pe la vreun control sau să fiu oprit de vreun polițist și să mă întrebe unde sunt jantele de iarnă. Bine, nu că s-ar întâmpla asta pe SAMP, dar în mintea mea sunt lucruri mai roleplay și vreau să fie asta mai ok așa. Hai să dăm și noi pe aici. Salutați IT. Salut Chelu. Bun. Uite că vă salută băieții. Nu pot să cred că am luat crash ca de fiecare dată. Doamne. Da, am luat crash de pe modurile astea, bă, deci mă enervează crash-urile astea de pe modurile UFX, deși au ele anti-crasher, tot iau crash, dar nu știu de ce. În fine, hai să reintrăm. Bun, deci v-am spus că asta în mintea mea, na, se întâmplă așa un pic mai roleplay, știi, vreau să fiu un pic mai roleplay și chestii din astea, de-aia spun toate aceste lucruri, că nu se întâmplă asta pe SAM, să vină un polițist la tine de pe 1 decembrie să fie această regulă și să te întrebe unde sunt cauciucurile de iarnă, știi, să fie gen un update care să-ți arate că tu ai cauciucuri de iarnă pe mașină, știi, nu ne mai ai pe alea de vară, știi, să fie la tuning, tuning special pentru jantele de iarnă, ce ar mai fi, mă, să știi că e o idee, serios, puteți să-mi luați ideile și să le propuneți. Bun, hai să luăm tot pisicul ăsta. Nu o să facem raport la helper, dar dar în schimb vom merge cu asta, cu pisicuța noastră. Uite că avem și quest să ne îmbătăm, de fapt să cumpărăm o băutură și să mergem să cumpărăm o băutură, dar nu o să beau pentru că sunt la volan și o să mă prindă poliția bat. Da. Da, bă, deci ar fi o super idee. Bă, oricum mie îmi place cum arată pisicuța cu jantele de iarnă, adică cu cele din fabrică. Chit că nu ca... Ce trebuie? Uite că mi se blochează space-ul și mă miram de ce nu merge mașina. Arată frumos și cu jantele astea de iarnă, dar... Arăta bine și cu alea dinainte, dar a venit iarna, știți? Chiar dacă încă nu a nins, o să-mi pun și eu modul de zăpadă, dar încă suntem, încă nu a venit iarna, am făcut accident cu pisicuța, încă n-a venit iarna, încă nu a nins, dar trebuie să fim preventivi. Hai să mergem aici la Pic Pen, să ne luăm o băuturic. Bă, pe aici era Pic Pen-ul, da, uite-l. Mergem să bem, frate. Să bem, să cumpărăm o băutură și dacă îmi prinde poliția cu băutură în mașină, am mierlit-o. Da, deci vreau să-mi spuneți dacă... Hai să iau asta și să ies, că e muzică copyright aici. Așa, am luat băutura și mi-am făcut și quest-ul. Bun, cam atât cu asta, cu jantele de iarnă. Vreau să-mi spuneți și voi în comentarii dacă ați pus jantele de iarnă pe mașină. Bă, atât în viața reală cât și pe SAMP. Dacă vreți, bă, în viața reală le-am pus, am ajutat pe fratele meu să le pună, pentru că
Na, eu n-am mașină, n-am încă vârsta pentru permis. Bun. Bine, cam atât cu subiectul ăsta. O să vorbim despre ziua de ieri în care am postat acel videoclip. Cei care nu l-ați văzut o să încerc să las în descriere și sper să nu uit. Dar aveți videoclipul de ieri în descriere în caz că nu l-ați văzut. Iar astăzi vreau să vă spun, fraților, că ieri am făcut un live stream. Mi-a spus voi prin comentarii, bă, vreau live, vreau live. Eu am răspuns că, bă, probabil seara asta. Și chiar am făcut pentru că am fost un pic mai liber și am făcut live. Bă, și live-ul a fost destul de ok, fraților. Am pornit live-ul undeva pe la ora 8. Mă așteptam să nu fie chiar atât de multă lume, dar să știți că eram 20 și un pic pe live constant. Deci a fost lume și s-au strâns și like-uri, deci s-au strâns băieții aseară pe live, sau fetele chiar. Deci a fost un live ok. Mi-a plăcut și vă mulțumesc pentru susținerea de pe live-uri, de pe videoclipuri și așa mai departe. Vreau să menționez că mi-au donat mai mulți aseară, mi-au donat Dart, parcă mi-a donat și Leha 50 de milioane și mulțumesc pentru micul efort. Mi-a donat și Rider, mi-au donat mai mulți băieți, așa că vreau să le mulțumesc pe acest video, dacă se uită la videoclip. Uite că Energizant chiar s-a văzut pe video. Energizant, știu că o să lași comentariu, așa că recolegul. Energizant face și el parte din staff, așa cum v-am spus, sau nu cred că v-am spus că face parte din staff. Dar Energizant face parte din staff, e helperul 1 la noi. Bine, că și eu tot helperul, nu sunt helpers. Hai să venim aici pe Energizant, uite. Bun. Ia uitați-mă, bă, vă place pisicuța? Bă, m-a întrebat cineva dacă noi înmatriculez pe Los Santos. Bă, sincer, de când mi-am cumpărat mașina asta, nu prea... Na, eu mi-am cumpărat mașina, dar acum nu îmi permit să o și înscriu, știi că... Am dat cam toți banii pe ea și mai costă și înscrisul ăsta, știi, cu numere, cu acte, cu alea. Plus că plătesc și pe... plătesc o dată în asigurarea mașinii și geamurile astea fumurii care sunt... deci sunt chiar negre de tot. Da? Cele mai negre geamuri, fumurii. Cele mai negre geamuri, fumurii. Da. Bă, e destul de șmecher... destul de șmecher asta. Cum îi spune? Zona asta, hai să facem o poză pentru thumbnail. Ia uite, o să dăm așa, F10. Știu că nu dispar alea, dar n-am cu ce să le fac să dispară. Uite așa, bun. M-a întrebat cineva, mi-a spus cineva în comentarii că să-i dau modul ăsta în care arată wanted player, știi? Adică playerii cu wanted din jurul tău. Așa că i-am răspuns și mai răspund și acum pentru că mă simt responsabil cu răspunsurile, așa că fraților, acest mod este de la COP CMD. Dacă sunteți în poliție aveți nevoie de acest mod, dacă sunteți instructor nu aveți nevoie de modul ăsta, dar dacă vreți să vă arate ăsta, gen, dacă îl vreți voi neapărat, puteți să vă băgați COP CMD-ul. Nu știu dacă există mod din ăsta separat, dar la mine e de la COP CMD. Deci găsești COP CMD-ul de la OG Times pe forum. Bun, cam atât pe partea asta. Căsal, așa, bun. Vreau să vă mai spun că ieri pe live id 4-4 aseară... eu sunt ăsta, doamne, eram cine dracu' e ăsta? Aseară pe live m-am primit și rank 4. Îi mulțumesc lui Rever pentru că mi-a acordat rank 4. Bă, probabil acum mulți o să vă întrebați de ce am luat rank 4 la 35 de zile. Ia să vedem că salt. Hai să numi Toto. Ce-a făcut Toto, mă? Toto e instructor. Așa, cum am spus, de ce am rank 4 la 35 de zile? Ei bine, eu după ce am luat rank 3 am avut o săptămână inactivitate. Și apoi a trebuit să respect cele două săptămâni, să stau cu rank 3 și să am raportul făcut, desigur, pentru a primi rank 4, așa că
După o săptămână de inactivitate și două de activitate cu raportul complet și așa mai departe, am primit rank 3. Rank 4 trebuia să primesc la 28, dar pentru că am avut inactivitate, am primit la 35 de zile. Este ok și așa, am spus să vă informez și pe voi, că probabil mă întrebați și azi că am avut FV sau ceva. Nu, dacă aveam factional, probabil că vă anunțam și de treaba asta, pentru că nu mă ascund. Oricum, n-am avut niciun post deschis până acum la facțiune, de când sunt un EG. Urmă, îmi place că am și suspensii sport de cela de la care am cumpărat-o. A fost bea de băiat. Bine, oricum. Modul ăsta e pe Benchy, în caz să vă întrebați, pentru că m-au întrebat mulți. Pe ce mașină e? Modul e pe Benchy. Bun. Hai să dau și așa să... Nu așa, frate. Ce ruletă este? Nu fac acum raport, dar am vrut să dau hot. Bun. Să vedem și motorul. Motorul este unul de M. Pentru că avem pachet M. De ce nu? Cine nu are pachet M? Eu am pachet M. Așa. Să pun aici și să vă arăt. Am de toate pe aia, fraților. Am și turbo, am și de toate. Vedeți și voi că se aude într-un... Ia, hai să o ascultăm un pic. Toarce destul de frumos pisicuța. Bun. Păi, fraților, cam atât am avut să vă spun. Sper că o să lăsați și voi un comentariu. Dacă ați ajuns, desigur, până în acest punct al videoclipului, să lăsați și voi un comentariu. Dacă v-ați pus și voi anvelopele de iarnă, sper că vi le-a spus și foarte bine că vi le-a spus pentru siguranță mai mare în trafic. O să mă ia ăsta, nu m-a luat. Așa că, acestea fiind spuse, eu am fost Răzvan, noi ne revedem data viitoare. Salut!